Oana, Oana, tu mă auzi? Vorbește cu mine. Nu închide. Vorbește cu mine. Oana, gata. Vorbește cu mine. Oana. 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 Oana, vorbește cu mine, te rog. De calciu, de jos, te rog. Oana, vorbește cu mine. Oana. Oana. Avem oțet aici? Deschide ușa să... Oțet avem? Oana. 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 Oana, te rog, te rog, te rog, liniștește-te. Lasă-o pe scaun. Te rog. Oana, ești cu Laurențiu, stai liniștită. Laurențiu e cu tine. Vrei să cobor și eu cu ei? Da, du-te. Du-te pe scaun. Momentan suntem bine, suntem la spitalul Sfântul Pantelimon, împreună am venit aici cu ambulanța și Oana este într-o stare bună acum. Stafful este cu noi și încercăm să depășim acest moment în care s-au acumulat presiuni, stări și până la urmă urmei toți avem nevoie de, nu știu, de un răgaz și de ajutor atunci când suntem pradă anumitor, să zic, divergențe sau presiuni ale vieții. Sfatul meu este să întotdeauna să vă gândiți că atunci când spuneți ce o vorbă, chiar cât de mică, să vă gândiți de două ori dacă este o vorbă rea sau o vorbă bună pe care o adresați cuiva. Poate fi ceva care îl afectează foarte mult. Momentan suntem în sala de așteptare. Așteptăm rezultatele analizelor. Să vedem, să ne convingem negru pe alb că totul este în regulă. Și pe urmă ne întoarcem înapoi în apartament, la voi. Oana este bine. Așteptăm din clipă în clipă să apară. Stafful a fost foarte prompt și alături de noi și mai ales de situația noastră și ne vom întoarce în curând în ansamblul rezidențial Estic Park. Sunt foarte bine, tocmai am ieșit din spital, sunt ok, am făcut o serie de analize, totul este sub control, familia mea se stă foarte liniștită că sunt și totul este absolut în limite normale. A fost nevoie de o serie de analize, însă nimic îngrijorător.